Stimați iubiții telespectatori, vă spunem din nou bun găsit de aici, din studioul emisiunii creștine Casa din Betania. Suntem împreună cu pastorul Ionel Pleșa aici în studio. Ne bucurăm de fiecare dată să fim împreună cu dumneavoastră, să vă reîntâlnim prin intermediul camerei de la vedere. După cum știți foarte bine, pastorul Pleșa a fost cu noi o perioadă destul de îndelungată de timp. Dumnezeu l-a folosit până acum în multe mesaje și de data aceasta și-a exprimat dorința să tratăm o problemă foarte, foarte importantă din Sfintele Scripturi, și anume despre cauze ale bolilor sau ce determină de fapt bolile în viața umană, în viața omului, bazat pe Sfintele Scripturi. Orice problemă se tratează aici, orice problemă e împărtășită cu dumneavoastră, este numai și numai în lumina Scripturilor. Nu venim cu păreri personale, nu venim cu idei personale, venim numai și numai bazați pe Cuvântul lui Dumnezeu. Așa că îi dau loc invitatului de astăzi să ne arate, să ne explice cât mai bine posibil ce de fapt se întâmplă, ce determină, așa cum aminteam, cauze ale bolilor, că sunt atâtea boli în lumea aceasta, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, și probabil în viitor și căi de tămăduire, căi de vindecare a acestor boli. Sunt bucuros să fim împreună. Cred că ne cunoaștem foarte bine. Și această bucurie izvorește din faptul că vă pot comunica niște adevăruri care intră în sfera interesului pentru toate categoriile de oameni. Se întâmplă așa de multe lucruri în viața oamenilor și aceștia mereu își pun întrebarea: de ce a trebuit să se întâmple așa? Există oameni necredincioși care atunci când într-un fel sau în altul trec prin suferințe, prin boli incurabile, își pun întrebarea: are motive Dumnezeu să se certe cu mine? Are ceva probleme speciale? Mai mult, se întâmplă lucrul acesta în viața credincioșilor și ei nu sunt scutiți de aceste consecințe care izvorăsc din aceste boli. Aș vrea mai întâi să mă refer la câteva lucruri esențiale, cercetând lucrurile în viața practică a oamenilor, în lumina Scripturii, și să găsim răspunsul potrivit. Pentru că la anumite răscruci de drumuri în care ne aflăm, să nu mai facem greșeala. Fie să-i judecăm pe alții atunci când au necazuri, fie că trecem noi prin situații extreme și nu ne putem explica motivația. După cercetarea pe care am făcut-o, am ajuns la concluzia că majoritatea bolilor care se produc între oameni se datorează încălcării legilor naturale. Dumnezeu a creat niște legi naturale. L-a creat pe om înzestrându-l cu înțelepciune să cerceteze și să cunoască aceste legi. Încălcarea acestor legi duce la consecințe nedorite. Și aș vrea să vă folosesc câteva exemple în privința aceasta. Există o lege pe care a făcut-o Dumnezeu. Legea gravitației. Dacă cineva încalcă legea gravitației, suportă consecințele. Nu se are în vedere faptul că ești sau nu ești credincios. Încălcarea legilor naturii aduc consecințe grave, accidente grave, nenorociri care pot să ducă până la partea finală privind trecerea peste pragul morții. Sunt anumite legi legate de întreținerea vieții, normele de conduită în ce privește alimentația,
condițiile de îngrijire a corpului. Aș vrea să folosesc aici un exemplu. Dacă cineva străbate o distanță, mergând pe jos, cum spunem noi, se obișnuiește așa cu un efort ieșit din comun și totuși ajunge undeva obosit la un izvor cu apă rece, își stâmpără setea, apoi se așează la umbra unui copac și se odihnește. Este pe deplin posibil să primească o bronșită acută. A încălcat o normă, fiindcă Dumnezeu ne-a dat înțelepciune să ne îngrijim trupul. Alții încalcă alte norme, dacă ne referim numai la legea circulației. Există niște norme pe care le-au făcut oamenii și dacă acestea sunt încălcate, urmează consecințele. Și auzim atâtea vești, atâtea accidente, atâtea nenorociri, atâția copii rămași fără de părinți, atâția tineri care trec peste pragul morții prin accidente de circulație. Se datorează faptului că au neglijat rânduielile care au fost puse. Așadar, este și o problemă a unor boli incurabile care se produc și există un fenomen care este dominat de această lege creată de Dumnezeu. Fiecare om are un stadiu de dezvoltare de la stadiul prunciei și în scurgerea timpului se produce fenomenul de îmbătrânire. Atunci apar niște fenomene ieșite din comun pe care nu le-a experimentat în timpul vieții pe când era mai tânăr. Organele încep să se atrofieze, vine fenomenul îmbătrânirii și până la urmă bătrânețea este marcată cu o sumedenie întreagă de dureri pe care nu le-a simțit când era tânăr. Este o lege naturală care poate fi într-un fel respectată și ușurată starea vieții celor care o respectă și cei care fac abuz. Spre exemplu, în domeniul alimentar, foarte mulți oameni se îmbolnăvesc pentru că nu respectă rânduiala pusă de Dumnezeu. Fac abuz și nu la voia întâmplării. Dumnezeu le-a oferit credincioșilor din Vechiul Testament o dietă alimentară prin care să-și păstreze și sănătatea trupului, să nu sufere diferite boli care pot să fie contactate din cauza neglijenței sau ignorării această lege de întreținere privind alimentația. Sunt o sumedenie întreagă de motivații care produc boli în viața oamenilor și toate acestea legate la un loc sunt întotdeauna condiționate de modul de respectare sau de nerespectare a legilor pe care Dumnezeu le-a fixat și pe care Dumnezeu ne cere să le cunoaștem și să le respectăm. În privința aceasta există foarte multe situații extreme și am zice că prima motivație pentru care se produc atâtea boli în viața oamenilor este încălcarea legilor naturii, încălcarea rânduielilor care implică în mod necesar o păstrare și o conduită normală în viață pentru a fi scutit de anumite surprize neplăcute. În felul acesta găsim că în Sfânta Scriptură se produc și incidente asupra unor oameni care pot să aibă niște consecințe datorită ignorării acestei legi binecuvântate. Aș vrea să mă refer numai la unul din exemplele pe care ni-l oferă Sfânta Scriptură în Noul Testament, în Faptele Apostolilor, în capitolul 20. Se face o mențiune foarte interesantă. Mulți dintre cei care cercetează Scripturile sunt în cunoștință de cauză. Pe când Pavel predica Evanghelia în mijlocul bisericii, unde erau adunați cu toții să țină Sfânta Împărtășire, în timp ce și-a lungit cuvântarea, un tânăr a căzut de la înălțime. Ora era târzie,
adormind, a căzut și s-a produs o panică extraordinară. Am să-l rog pe fratele Pavel să citească ceva din această întâmplare interesantă. Să vedem că, deși situația era dintre cele mai preferabile, pentru că apostolul Pavel era prezent și vorbea despre cuvântul lui Dumnezeu, s-a produs acest accident cu totul neașteptat, datorită încălcării legilor naturale. Poate cineva, spunând acum în paranteză, ar putea să spună: probabil că a fost prea lungă predica a lui Pavel, sau după cum sunt unii obișnuiți să spună, că n-a avut har la predică și de aceea o fi adormit tânărul. Există oameni care dorm atunci când nu-i deloc timpul de dormit. Sfânta Scriptură ne spune că cei ce dorm și cei ce se îmbată fac lucrurile acestea noaptea și fiecare moment în viață își are rostul lui și nu-i deloc potrivit să mergem la biserică și să dormim pe bănci, așa cum s-a întâmplat cazul acesta. Este titlul acestui subiect: Învierea lui Eutih. Fapte, capitolul 20, de la versetul 7. Permiteți-mi să citesc acest pasaj, unde, așa cum se amintește aici, câteva versete. În ziua din tâia săptămânii eram adunați la olaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus unde eram adunați erau multe lumini și un tânăr numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungei vorbirea lui Pavel. Biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a pogorât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: nu vă turburați, că sufletul lui este în el. După ce s-a suit iarăși, a frânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua. Apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Desigur că un spirit critic ar putea să obiecteze, să spună: mare lucru, catul al treilea însemnează etajul al treilea. Am cunoscut un caz la Brașov, unde un copil de vreo 2 ani, în timp ce mama lui era la bucătărie, a căzut de la etajul 7. Și numai un miracol al lui Dumnezeu a putut să-l salveze. A căzut peste un boschet care era sădit la marginea blocului respectiv. Și boschetul acesta, într-un fel, l-a amortizat. Era proaspăt udat pământul la rădăcina boschetului și a căzut într-un fel de mocirlă. Un șofer de pe stradă, un trecător, a observat când a căzut copilul. S-a repezit repede la fața locului, a luat copilul și l-a dus la spital. Mama nu știa nimic. O doamnă care stătea la parter a văzut copilul când a căzut și a început să meargă. Că dispărând copilul de acolo și fiind dus la spital, să meargă de la etaj la etaj, să întrebe a cui este copilul, până când a ajuns la etajul 7. Mama lui nu știuse că copilul ei s-a urcat pe geam și până la urmă a aterizat de la etajul 7. Și a zis: Doamnă, unde vă este copilul? Ce s-a întâmplat? Eu am văzut un copil căzut. Femeia, foarte liniștită, era credincioasă. Zice: nu știu, l-am lăsat în camera de alături și am fost în bucătărie. Vedeți că copilul dumneavoastră a căzut. Și femeia a fost foarte liniștită. Și doamna aceasta a rămas impresionată și a zis: Doamnă, dar ce religie aveți dumneavoastră? Dacă o astfel de veste nu v-a șocat și sunteți mamă, cum ați reușit să rămâneți liniștită? Și femeia spune: eu sunt evanghelică, luterană. Dar era convertită la credință. Știți ce s-a întâmplat? S-a pocăit doamna și micuțul Marcu a câștigat un snop,
prin căderea de la etajul 7. L-au dus la spital și medicii i-au spus: numai minunea lui Dumnezeu l-a scăpat cu viață. Nu s-a întâmplat nimic deosebit. Imaginați-vă, de la etajul 7. Eutic a căzut de la etajul 3 și și-o fi pierdut starea de conștiență. Și Pavel nu face publicitate cu semnul învierii dintre cei morți. Oamenii au crezut că copilul este mort, dar în momentul când l-a luat în brațe a zis: nu vă temeți, că sufletul este în el. A căzut în starea aceasta de inconștiență. Încălcarea legilor firii aduce consecințe. Auzim mereu de accidente. Tineri au mers cu motocicleta, au luat-o de la frații lor mai mari, fără să-și ceară permisiunea. Și-a făcut accidente mortale. Doamne, ce ai cu tânărul acesta de l-ai luat din viață? El singur și-a luat viața, încălcând aceste norme. Și dacă ne gândim la multiplele cauze care creează aceste dificultăți și boli și consecințe grave și situații de handicapare, cât sunt și aici în Statele Unite, care au rămas handicapați de pe urma accidentelor, pentru că au încălcat legile de circulație. Și dacă noi încălcăm legile pământești și suportăm consecințele, ce ni se întâmplă dacă încălcăm legile cerului? Și în cazul acesta avem de învățat un lucru extrem de important: să ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu, să cercetăm și fiecare dintre noi să-și îngrijească bine trupul și în domeniul alimentației și în domeniul respectării legilor care sunt puse pentru menținerea normală a vieții și pentru legile lui Dumnezeu, care țin în mod necesar cont de nevoile noastre spirituale. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute, să ne facă să înțelegem că toate aceste motivații duc la consecințe peste măsură de grave și zadarnic ne facem noi prejudecăți. Se întâmplă cuiva un accident, am avut cândva o neplăcere cu persoana respectivă și spunem: da, l-a pedepsit Dumnezeu, uite, i s-a întâmplat un lucru neobișnuit de rău. Nu toate lucrurile sunt ca motivație de disciplinare sau de pedeapsă din partea lui Dumnezeu, ci sunt rezultatul neglijenței noastre, ignoranței noastre, privind rânduielile pe care ne le-a pus Dumnezeu și pe care încearcă să le facă și oamenii, pentru ca totul să se desfășoare pe planul normal. Aș vrea să închei aici partea aceasta, pentru că partea următoare este marcată acum de o altă motivație. Și nu mai este vorba de încălcarea legilor naturale sau de încălcarea legilor firii, așa cum putem să le numim noi, luate global, privind legile pământești, ci este vorba aici de o motivație nobilă, încercarea fidelității. Și aici ni se descoperă o motivație extrem de importantă, pentru că există mentalitatea între oameni. Dacă cineva trăiește o viață păcătoasă, mai devreme sau mai târziu primește o pedeapsă exemplară. Găsim un caz aici de încercarea fidelității, unde un om despre care Dumnezeu face o mărturie specială, care a trăit o viață exemplară și se părea, după remarcația pe care o face Sfânta Scriptură, că era unicul pe pământ, nu mai avea un alt om asemenea lui. Prin neprihănirea lui, prin seriozitatea credinței și prin statornicia lui. Și ispititorul ar fi vrut să pună în mintea oamenilor sămânța aceasta falsă, că oamenii iubesc pe Dumnezeu, îl ascultă pe Dumnezeu întotdeauna, numai cu scopuri de a avea niște avantaje materiale. Și aș vrea să iasă în evidență un adevăr important, că nu totdeauna oamenii îl slujesc pe Dumnezeu pentru că au beneficii. E adevărat că de pe urma credinței există mulți oameni care profită și au motive să se țină la un nivel, să-și facă propriile lor publicități și să aibă impresia că sunt deosebiți față de ceilalți. Dar în privința aceasta există o lege. Dumnezeu cere ca noi să avem încrederea în El și ar trebui să-i oferim posibilitatea să aibă și el încredere în seriozitatea noastră. Și Dumnezeu a găsit un om
pentru care își acordă toată încrederea și spune, nu-i nimeni ca el pe pământ. Este în stare să rămână credincios, să rămână statornic, să facă voia mea, indiferent de circumstanțele care îi se întâmplă în viață. Și avem un model deosebit de important, într-o carte foarte veche, care exprimă un mod de gândire pe care îl aveau oamenii în aceea perioadă. Se crede că această carte a neprihănitului Iov ar avea o vechime de aproximativ 4.000 de ani, considerând, începând de la noi, 2 milenii înainte de venirea Domnului Hristos, deci pe timpul lui Avram. Unii au ceva rezerve cu privire la această dată privind vechimea cărții, dar toate caracterele scot în evidență că omul acesta a fost cercetat de Dumnezeu și a trecut prin aceste faze de adâncă și gravă încercare pentru ca să se demonstreze încă o dată că motivația pentru care oamenii îl iubesc pe Dumnezeu nu este determinată de scopuri materiale. Iar dacă cineva face un izvor de câștig din această evlavie, răspunde înaintea lui Dumnezeu. În misiunea care urmează ne vom ocupa de această atitudine pe care a avut-o acest om și care a rămas un model peste milenii și peste viacuri, în care este foarte normal să luăm pilda acestei atitudini statornice, care îndusă până la pragul morții, nu și-a schimbat atitudinea, nu s-a răzvrătit, n-a cârtit împotriva lui Dumnezeu, ci până la urmă a trecut cu bine peste proba acestui examen de fidelitate, de statornicie și credincioșie. Dumnezeu să ne binecuvinteze! În emisiunea următoare vom citi textul din Iov, din capitolul 1 și parte din capitolul 2, în care ni se oglindește această stare de fapt și motivațiile pentru care a trecut prin această suferință, sub insistența pe care a făcut-o ispititorul, cerându-l din partea lui Dumnezeu. Ar fi vrut să-i demonstreze că dacă trimite toate necazurile peste el, nu-l va mai sluji pe Dumnezeu, se va lepăda de credință. Și Dumnezeu, având încrederea în caracterul lui Iov, îi spune, du-te, atinge-te de el și fă ce trece ție prin minte, dar să nu te atingi de sufletul lui. Și în felul acesta, în emisiunea următoare, vom vedea care a fost proba de foc prin care a trecut Iov și prin care s-a dovedit statornic. Și această statornicie i-a adus binecuvântarea finală.